Harul lui Dumnezeu ni s-a arătat și astăzi. Glorie Domnului Iisus! Pentru astăzi am avut asta pe inimă, să citim din Psalmi. Omului Dumnezeu David folosește de mai multe ori cuvântul ferice și fericire. Chiar în Psalmul 1, el începe așa, măcar că teologii spun că Psalmul 1 și Psalmul 2 sunt psalmi orfani. Nu se știe cine i-a făcut. Dar Petru, în fapte, când vorbește despre învierea Domnului Iisus, zice, după cum este, sau după cum zice David în psalmul al doilea. Deci apostolul Petru, psalmul al doilea, sigur ca și unul și ca și mulți care nu au un titlu de cine-s făcuți, în mod normal, este vorba de David, care a trecut prin viața asta cu multe peripeții, cu multe întâmplări și omul din nevoi, din necazuri, învață multe. Auziți acum, am citit Psalmul 119, care începe cu cuvântul ferice de cei fără prihană în calea lor. Doamne, ce însemnează asta? Fără prihană, am putea spune pe înțelesul tuturor, fără pată, fără păcate, fără gânduri necurate, căci aceasta însemnează neprihană. Dacă gândurile sunt spurcate, vorbele sunt murdare, inima plină de necurății, pofte, trupul măcinat de fel de fel de lucruri, și intențiile omului duc tot către rău, atunci ăla nu are neprihănire. Ăla este cu prihană. Dar cei care sunt spălați prin sângele Domnului Iisus, ei nu mai au prihană. Ei sunt neprihăniți. Și omului Dumnezeu David ne spune ferice de cei fără prihană în calea lor. Nu numai în vorbă, nu numai în una alta, și în calea lor. Adică la locul lor de muncă, pe unde umblă, unde se opresc, fiindcă omului Dumnezeu David în Psalmul 1 ne arată iarăși fericire zicând ferice de cei, de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Ăsta e Psalmul 1 cu versetul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Aici în 19 spune fără prihană în calea lor. Deci prin urmare, omului Dumnezeu, omul neprihănit, nu se va opri niciodată împreună cu cei care au gânduri și tot felul de lucruri rele. Dar în Psalmul 1 continuă și mai departe să spună ferice de cel cu fără de legea iertată. Și adică căruia nu-i ține Domnul în seamă nelejuirea,
El asta o mai repetă și în Psalmul 32:1. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ce mare lucru ne povestește acii omului Dumnezeu David. Sunt oameni care trăiesc frumos, dar fără păcat nu este om pe pământ. Fiindcă oamenii îs supuși greșelii, dar ca să aibă fericirea, trebuie neapărat să fie conștienți dacă umblă pe calea cea dreaptă sau dacă umblă pe o cale sucită. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Apoi, tot așa e ferice de omul care nu se oprește pe calea celor păcătoși. Ferice de omul care nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Toate acestea coincid cu fericirea care ne este scrisă în 119, zicând, ferice de cei fără prihană în calea lor. Căile oamenilor duc în diferite direcții și asta pe cum îi îndeamnă inima, pe cum îs învățați. Am văzut părinți care își învăța copiii să fumeze și copilul când a tras din țigară, i-a venit să vomite, s-a umflat și ochii în cap și a tușit și n-a mai știut ce să se facă. Tată s-a râs și după bucată de vreme iar l-a îndemnat să tragă un fum. Cu vremea copilul s-a obișnuit cu fumul și el însă și-a fumat. Am văzut părinți care își învăța copiii să bea. Era toamnă târzie și se făcea rachiu și un vecin făcea rachiu, avea multe prune și apoi merea cu ei acolo la căldare unde curgea rachiu și lua cu un păhărel și dădea la ăla și dădea la ăla ca să-i învețe cu beutura. Deci, prihana poate să vină de la tată și de la mamă. Dacă este în familie, de exemplu, Doamne ferește, un tată care tot timpul e nemulțumit, tot timpul vorbește aspru, copiii vor deveni cu prihana aceasta, lacuna aceasta, de a vorbi urât, de a striga, cu chef de a se bate și ăștia vor fi toată viața lor împretați de așa ceva. Vineri mă sună o soră de pe la Spania sau din partea aia oricum și îmi spune să fac bine să mă rog pentru ea și familia ei. Dar acum, ce vrei tu să ceri eu de la Dumnezeu pentru familia ta? Apoi, frate, bărbatul ăsta meu m-a părăsit. Bă, păi dacă el te-a părăsit, înseamnă că tu ai fost rău de gură. Apoi eu așa am felul meu, așa a fost și bunica, așa a fost și mama. Am fost femei rale de gură, după cum eu ce să mă rog pentru familia ta? Dacă tu ți-ai stricat casa, fiecare pasăre își strică cuibul cu ciocul ei, nu? Păi așa, ce să pot eu să cer de la Dumnezeu?
Păi să cei cumva ca bărbatul ăsta meu să vină înapoi. Păi, cheamă-l tu, cheamă-l. Păi eu l-am mai chemat, dar nu mai vrea să vie. Înseamnă că i-ai amărât sufletul cât o trăit cu tine. Tu ești o femeie care ai defect mare. Limba ta nu-i bună. A, păi da, da, eu sunt ca în rădă gură. După cum, dacă așa ești, Dumnezeu să aibă milă de tine și i-am închis telefonul. Ce să fac cu el? Nu? Vedeți? Îi ferice de cel fără prihană în calea lui. Și de femeie și de bărbat. E ferice, așa doar, de cel care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu șade pe scaunul celor batjocoritori, că toate acestea sunt prihană. Păcătoși îndeamnă la lucruri de păcate, apoi la sfatul celor răi se uneltește. Se uneltește. Mi-aduc aminte când am venit aici, fratele Dionise, eu părut bine atunci și mă punea tot des la cuvânt. Și fratele Vanciu mă ducea la adunare, mă ducea. Și într-o zi de la amvon, fratele, cum stă fratele păstor Andrei acum aici în spate, așa stătea Dionise. Tot vorbind din cuvânt, mă întorc către el. Ai grijă cum te porți, că cineva din adunare, odată îți face un tabel și îl semnează vreo 70 de persoane și strigă să te dea la o parte. Dionise râde. După aceea spun alta vorbă, după aia spun a treia vorbă. Când e gata adunarea, vine un frate la fratele Vanciu, să-l aduci pe fratele ăsta la mine acasă, la masă, să vii la mine la masă. Mergem la el la masă. Când mâncăm acolo, tot povestim, mă întreabă de ultima întrebare. Cine, adică de ultima frază, cine ți-a spus? Păi nu mi-a spus nimeni. Dar de alaltă, cine ți-a spus? Da, de tabelul ăla cu 70 de persoane ai scălit, cine ți-a spus? Cine ți-a spus? Măi, când am auzit așa, m-a luat fiori. Eu n-am știut nimic, dar Duhul Sfânt știe totul. Ei, și din ziua aceea, bietul om a luat pică pe mine. Eu am fost urât după aia. Dar am zis către fratele Banciu, hai frate să plecăm, că aici nu-i mai de stat. Gata. Vedeți? Prihana se așterne în oameni prin vorbe, prin fapte, prin umblete, dar noi trebuie să ne gândim la ce ne-a spus Sfântul Cuvânt. Dacă vrei fericirea, atunci lipește-te de Domnul, ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului, nu după ce-o zis ăla, ce face ăla, ce știu eu câte. Nu umblați după așa ceva, că toate astea spată pe sufletele dumneavoastră. Umblați cu Iisus. Și atunci veți fi fericiți. Versetul 2 ne spune, ferice de cei ce păzesc poruncile lui, a lui Dumnezeu, care îl cheamă din toată inima lor când te rogi. Adesea ori noi ne mai uităm așa, că e obligația să te uiți un pic așa. Măi, cum e orice păstor la turmă, apoi când lasă oile pe izlaz, așa, pe pășunat, păi să uită de aici, să uită de acolo,
observă o oaie că nu mănâncă, hop, asta e bolnavă, se duce oie și vede de ea. Primul lucru, un păstor, ca să facă sănătoasă o oaie, știi ce-i face? O frecționează bine, cum care are lână, pui bâta și cu ea, așa, amândouă mâinile, o frești bine și la urmă, zicem, luam așa o bucată de lemn de sânger, îl crepai și îi prindeai urechea și cu briceagul tăiai din ureche. Dacă nu era frecată bine, nu mai ieșea un pic de strop sânge, nu era destul. Dacă era bine frecată, așa zbura pe câte o venă, două sângele, atunci imediat oaia se scutura și o făceai sănătoasă, mânca mai departe. Vedeți? Așa la oameni. Trebuie să te uiți la ei, mă, să rogă când stă pe genunchi, sau asta e o oaie bolnavă. Cântă când cântă frață, sau asta e o oaie bolnavă. Ascultă Biblia când se vorbește și dacă nu, fă-i o frecție cu bâta și taie-i urechile. Nu de tot, dar așa din vârf, ca să simtă bine. Că dacă nu se trezește, acestă în adunare 40 de ani și tot bolește, dar nu se mai vindecă. Trebuie să te ocupi de ea. Slăvit să fie Domnul Iisus. Vedeți, dragii mei, ce ne învață aici. Și apoi zice, tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Are un regret, să gândește după ce a vorbit că poruncile trebuie ținute cu sfințenie, acum să gândește, dar eu oare cum le-am ținut? Nu le-am ținut cu sfințenie. Și atunci ca o tânguire, de-ar ținti căile mele la păzirea rânduirilor tale, atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Vezi? Acum, vorbind pentru alții, intră cercetarea și în el. Și așa se întâmplă cu predicatorii. Vorbind pentru alții și inima lui e cercetată. Cântând să-mi veselești pe altul, îți vine în minte, mă, dar eu ce cânt, eu cum fac, unde stau, unde-i viața mea, vedeți? Fiindcă fericirea nu o poți găsi fără Dumnezeu. Omul fără Dumnezeu e nefericit, poate să râdă cât vrea, dar în inimă are un țăpuș, are o durere. Nu poate dormi liniștit și așa mai departe. E lucru mare să fii fericit. E lucru mare să-L ai pe Dumnezeu la îndemână. Și atunci Psalmul 32 cu 1 vine și ne spune, ferice de cel cu păcatele, cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Și versetul 2, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelejuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Auzi? Un lucru foarte interesant pentru fiecare ființă omenească, să nu fie cu viclenie. Ce vorbește să vorbească drept. Avem un frate care așa știe să vorbească de măieros, când ai că să plângă, vai, că ce te iubește. Dar un alt frate îl tot cercetează el, îl tot examinează și la un moment dat îi spune între mai mulți, măi, eu m-am uitat la căile tale, m-am uitat, mă, tu ce vorbești, tu nu vorbești din inimă, tu ești viclean,
tu ești pățarnic. Nu, că mă, asta e eticheta ce o pun pe tine și cât îi trăi, nu ți-o e nimeni de pe tine. Și așa îi. Vedeți, oamenii de multe ori nu se pot corecta. Dar dacă Domnul intră în inima ta, atunci tu te poți corecta. De câte ori ai răspuns tu cu viclenie la întrebările sincere ale altora? De câte ori ai arătat tu pentru alții că îl iubești, că nu știu ce? Și în inima ta a fost cu totul altceva. Dragul meu, nu iubiți cu vorba, ne spune Sfântul Apostol Iacob, ci cu fapta și cu adevărul, măriți să fie Domnul. Atunci tu mergi bine pe cărare, almentrelea nu. Vreau să păzesc orânduirile tale, nu mă părăsi de tot. După ce s-a cercetat omul acesta, scriind psalmul acesta minunat și lung, a văzut că el nu-i în totul după cum scrie și vorbește. Și atunci se tânguiește, iar țântii căile mele la păzirea rânduirilor tale și în cele din urmă, vreau să păzesc orânduirile tale, nu mă părăsi de tot. Până aici am păzit ce am păzit din ele, dar n-am păzit tot ce trebuie. Acum nu mă părăsi, iartă-mă, ține-mă de mână, lasă-mă mai lângă tine, cum zice o cântare, mai lângă Domnul meu, mai lângă El. Trifa, părintele Trifa au făcut cântarea asta și se aducea ca o jale. După ce într-o singură vară îi moare nevasta și îi mor și copiii. Era timpul când bântuie tifusul exact tematic. Și au murit familia, au rămas singuri. Și atunci el a zis, când cuibul de acasă mi-l spars într-o vară, ca eu singurel să umblu prin țară, mai lângă Domnul meu, mai lângă el. Dar a avut atâta efect, fiindcă el vestea Evanghelia nu ca mine, nu ca predicatorii de azi. El vestea Evanghelia cu atâtea lacrimi, încât de aici, așa pe obraz, pe unde curge zi și noapte câte o lacrimă, i s-a făcut carnea mai adâncă, era șanț pentru lacrimi. Dar și-a avut un ecou așa de mare până și peste granițe. Mulți s-au înrolat în oastea înființată de el. Vedeți? Cine seamănă cu lacrimi, zice psalmistul în 127:6, acela va săcera cu bucurie. Măriți să fie Domnul Iisus! Și acum, fericirea trebuie să fie și în copii, și în tineret. Dar o întrebare se pune aici și zice, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și atunci, ce-i de făcut, măi? Nu poți să fii fericit până când nu ajungi la starea în care Iisus să locuiască în inima ta și în inima mea. Și ca să locuiască Iisus în inima ta și a mea, adă-ți aminte de primele versete din capitolul 1 al Sfântului Cuvânt, Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era
Dumnezeu. Cuvântul acesta s-a făcut trup și a locuit printre noi. Vrei să-L cunoști pe Iisus? El e cuvântul. Studiază adânc Biblia. Cum l-am învățat odată pe un om bolnav de cancer care a fost tăiat ca să opereze plămânul la Cluj, dar când a văzut că plămânul era tot mosoare de cancer, n-a avut ce tăia, l-a închis la oaltă și a spus, 9 zile va mai trăi, pregătește-te către nevastă sa. Dar în timpul ăla, Domnul m-a pus pe rate, m-am dus la el. Nu m-a primit, s-a întors către părete, dar am insistat până m-a primit și până i-am putut da o Biblie. Și atunci l-am învățat, nu te apuca să citești toată Biblia, că pentru început nu ți-e de folos. Biblia se citește după ce înțelegi cuvântul, dar așa că citești Biblia aia, citești ca orice roman. Și apoi te mai și potignești când dai de războaie, când dai că Domnul vrut poporul ăla să-l nimicească, păi te potignești în alea. Dar să citești Evanghelia lui Ioan, i-am arătat și am spus-o ea, pe fiecare verset să citească și amânările din sub verset. Și într-o săptămână jumătate, așa ceva, trimite după mine că o gătat Evanghelia, e citit cum i-am spus eu și pe el să-l botez. Ai, Doamne, n-ai fost niciodată în biserică, n-ai văzut niciodată. Hozane, nu mă mai lămuri. Mi-ai spus să citesc Sfânta Evanghelie, am citit-o, eu s-a lămurit pe mine să mă botez. Și l-am botezat. Și s-a și făcut bine. Eu venit la biserică, măcar că era în altă comună. Mărit să fie Domnul. Atâta putere are cuvântul Evangheliei. Și exegeții spun că cea mai puternică Evanghelie din toată Biblia, cel mai puternic cuvânt e cuvântul din Evanghelia lui Ioan. Cercetați-l, că acolo îl cunoașteți pe Iisus. Mărit să fie Domnul Iisus. Vedeți, dar așa trebuie să fim noi. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, zice omului Dumnezeu. Și continua, binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale. Și aceasta avem noi nevoie. Cum am zis în Psalmul 1, e o pledorie pentru a umbla curat, fără prihană. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, ferice de omul care nu se oprește pe calea celor răi, ferice de omul care nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Iar în Sfântul Cuvânt din capitolul, adică din Psalmul 32:1, aici ne arată ce dobândesc oamenii ăștia care n-au viclenie și care nu fac ce zice în Psalmul 1, nu s-abat din calea sfântă. Aceștia au ocazia, chiar dacă au un păcat la activul lor, ferice de cel cu fără de leja iertată și de cel cu păcatul acoperit. Fără de leja e o stăruință în mintea ta să faci un lucru rău. Aceea e fără de leja. Dar când aia ajunge și inima dorește să facă și să săvârșești, atunci faci păcat. În
119 ne mai spune și asta. Ferice de cei care nu săvârșesc nicio nelejuire, adică niciun gând rău care vine nu îl împlinește. Băgați de seamă la aceasta. Avem multe alte fericiri în salmi. În Psalmul 41 cu 1 ne spune: ferice de cel ce îngrijește de cel sărac. De ce? Pentru că acolo înșiră 7 binecuvântări. Și una pentru aici e așa de mare: îi ușurez durerile în toate boalele lui. Nevasta care împreună cu mine îngrijem de săraci, ea să îngrijea pentru haine, pentru pat, pentru mobilă, pentru ce lipsă acolo, tacâmuri, veselă și eu de celelalte. Măi, a suferit de cancer și vine doctorița acasă, s-a așezat lângă ea: nu te dore aia, nu. Ai intrat din viața asta în cealaltă fără să zic odată: vai ce mă doare. Vedeți? Lucru văzut, lucru împlinit. Unii din biserica asta i-am mai auzit eu așa: hozană ăsta să laudă. Eu îmi place să mă laud, eu sunt mare lăudăros. Dar ce, cu ce mă laud eu? Cu ce-a făcut Hristos în viața mea și în familia mea. Fiindcă e scris: lăudați-vă în Domnul, povestiți minunile Lui, faceți de cunoscut ce-a făcut El. Dar pentru toți ăștia care mai au așa câte un cuvânt aruncat aiurea, aș vrea să-i aud și pe ei, să pot lăuda cu ceva. Sau ei n-au Dumnezeu care să-i ajute. Și atunci se ocupă și lucră pentru ăla la alt Dumnezeu. Doamne, iartă-ne pe toți că ai de ce. Așadar, psalmul acesta ne mai spune că îi ferice de oricine îngrijește de cel sărac în ziua nenorocirii, Domnul îl izbăvește. Am trecut prin nenorociri mari, ca bomba, ca accidente rutiere, ca nec de 2 ori în viață, de unde numai Dumnezeu m-a scos, apoi din mâna oamenilor răi, odată când vroiau să mă omoare, nu alta, într-o comună unde nu erau pocăiți. Și am fost și am făcut o evangelizare mai sus de ei, acolo, pe o munte, că acolo unul singur era pocăit. Și au venit unii și nu le-au plăcut și s-au dus și cum mergea acum drumul, ca și cum ar merge acolo pe ultima treaptă, și aici erau râpi de o parte și de alta, era tăiat un deal ca să poată trece cu carele. Și așa e și azi. Ei au venit înainte și s-au așezat pe malul râpilor și de o parte și de alta, cu bâte, cu bolovani, și aștepta să treacă hozan. Eu am venit până în capul satului lor, cu Matei Petrică, tata lui Uțu de la Windsor. Când am fost aici: măi Petrică, hai să o luăm pe aici așa. Bă, eu mă duc să ajung frață. No, bine mă, du-te. Dar eu n-am avut cum să intru în sat. Duhul Domnului m-a făcut-o eu în dreapta peste grădini, peste ce era pe acolo. Și nu știam unde o-i da de drumul principal, dar am luat-o pe acolo. Frață, când o trecut pe ăștia, îi vedea, fumau, înjurau, scârșneau din dinți. Petrică trece printre ei mult mai târziu, că o sta cu mine și așa, și în fugă ăștia strigă: unde-i mă hozanul vostru? Vine în urmă. O stat acolo, ce știu eu cât o stat,
Da, eu m-am dus pe dincoace, am ocălit tot satul. Slăvit să fie Domnul. Și am scăpat de moarte. Că atunci ei mă omorau, un sat întreg n-avea ce-i face. Când am îngropat pe unul în Răchita, ei s-au dus și au anunțat securitatea, poliția, inspectorul cultelor a venit și m-a chemat la sebe și ai grijă să nu intri în cimitir când îngrop pe lăiuț, că răchitenii vor să te omoare și n-are cine ce le face, că-s toți uniți. Dar Dumnezeu a fost cel care m-a păzit, glorie Lui. Nu m-am dus acolo, am pus băieți până când eu predic în spatele căsii să pas groapă aici. Și când vedeți că ei se adună ca să fure mortul sau ceva de acei, voi băgați imediat lopețele pe sub sicriu și 6 inși stați gata. Când eu zic amin, o luați și mergem la groapă și n-o putem face. Și am scăpat. Eu povestesc cum Dumnezeu m-a ferit și m-a păzit. Glorie Lui! Astea nu sunt povești de adormit copii. Astea sunt fapte reale în care proslăvesc bunătatea lui Dumnezeu. Fiindcă eu tot timpul m-am îngrijit de săraci, din sărăcia mea totuși m-am îngrijit de săraci. Apoi Dumnezeu din cer s-a îngrijit de mine. Mărit să fie Domnul Iisus. Scump frați, nu uitați toate acestea. În Psalmul 128:1, acolo zice, ferice de oricine să teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și-ți merge bine. Nu numai ție, și la nevastă ta, și la copiii tăi. Nevastă ta e ca o viță roditoare, copiii tăi ca niște lăstari de maslin. Maslinul e simbolul păcii. Vedeți? Și când s-a terminat potopul și mânia lui Dumnezeu s-a terminat, porumbelul a venit cu o ramură de maslin în cioc, arătând că s-a gătat mânia lui Dumnezeu. Copiii tăi sunt ca niște lăstari de maslin, plini de pace, nu se bat între ei, nu se ceartă, nu se bat cu vecinii, nu sunt răzleți, ascultă de poruncile tatii și a mamii, sunt cuminți, li drag să se plece cu părinți în rugăciune. Doamne, ce fericire îi în casa celui neprihănit, ferice de cel fără prihană în calea lui. Și Domnul Dumnezeu să ne ajute pe noi pe toți, așa să fim. Amin.